Un mod excelent de a reîmprospăta o cameră este aplicarea unui strat proaspăt de vopsea. În acest videoclip îți vom arăta cea mai bună modalitate de a pregăti și vopsi pereții pentru o finisare perfectă. Înainte de a începe, repară orice deteriorări ale tapetului, precum rupturi, bule de aer sau urme de lovituri. Urmărește ghidul nostru dedicat pentru repararea tapetului. Începe cu pregătirea încăperii. Deschide o fereastră pentru aerisire și acoperă covoarele și mobila cu huse antipraf. Acoperă întrerupătoarele, prizele și plintele cu bandă pentru a le proteja împotriva stropilor de vopsea. Și asigură-te că întrerupătoarele electrice sunt deconectate. Dacă tavanul sau peretele alăturat are altă culoare, pune bandă de mascare pe margine pentru margini perfecte. Ar trebui să scoți și să reaplici bandă de mascare între straturi pentru a evita aderarea benzii la vopsea și desprinderea acesteia odată cu banda. Acum ești gata să începi vopsirea. Deschide cutia de vopsea. Înainte de aplicare, amestecă bine în fiecare cutie de vopsea. Începe să vopsești marginile cu o pensulă. Vopsește colțurile încăperii, partea inferioară și superioară a pereților și în jurul cadrelor ușilor, ferestrelor și al întrerupătoarelor. Acum, utilizează un trafalet pentru a acoperi pereții. Toarnă cu grijă vopseaua în tavă. Acoperă suprafața trafaletului cu vopsea. Aplică vopseaua cu trafaletul cu o mișcare în formă de M sau W. Elimină imediat picăturile pentru a evita o finisare inestetică. Dacă vopsești peste culori similare, e suficient un strat sau două. Dacă vopsești peste o culoare mai închisă sau mai deschisă, cel mai bine este să aplici un strat de amorsă, apoi trei straturi de vopsea pentru a obține un finisaj uniform. Lasă întotdeauna vopseaua să se usuce între straturi, conform recomandărilor. Urmează acești pași simpli, iar încăperea ta va arăta ca nouă.